La începutul săptămânii, buletinul Nivo Meteorologic arăta că în mulții făgărași riscul de avalanșe era de gradul 3, adică unul însemnat. În urma precipitațiilor căzute în ultima perioadă, s-a așternut un nou strat de zăpadă de 25-30 de centimetri, iar ninsorile vor continua și în următorul interval, ceea ce va duce la acumulări suplimentare, care vor mai depune 15-20 de centimetri de zăpadă. În zona crestelor se întâlnesc ornișe, unele de mari dimensiuni, mai ales la supraîncărcări, dar izolat și în mod spontan, pe pantele mai înclinate, stratul nou depus poate aluneca peste straturile mai vechi și dure din interior, putând astfel duce la produc producerea unor avalanșe de dimensiuni medii și mari, în cazuri izolate putându-se antrena unele straturi mai vechi din profunzime, cu rezistență moderată, făcând ca riscul să fie unul mare de gradul 4. În anumite cazuri, unele avalanșe pornite de la altitudini de peste 1800 de metri pot coborâ sub această altitudine. La altitudini mai mici de 1800 de metri, răcirea vremii a adus ninsori până spre altitudini de 1200 de metri și va continua să ningă moderat și în perioada următoare cu depuneri de strat nou mai consistente la altitudini de peste 1400 de metri. La altitudini de sub 1400 de metri se vor semna la temporar precipitații sub formă de ploaie sau lapoviță în cursul zilei. În special la supra-sarcini se pot produce unele avalanșe de dimensiuni mici la altitudini joase și medii între 1500 și 1800 de metri metri, riscul fiind moderat de gradul 2. Salvamontiște avertizează că traseele montane la altitudini înalte sunt închise, iar la altitudini joase există risc de avalanșă. Aceștia îndeamnă turiștii să parcurgă traseele de bază cu prudență și multă atenție.